ziua tuturor! O avem și astăzi alături de noi pe Cristina Roman, fondatoarea companiei Aliniere cu sinele prin legile universale. Și ca să fac un preambul la emisiunii precedente, prin care am trecut în revistă legile universale și am punctat foarte puțin cam cum putem noi adopta și să le integrăm, să ne aliniem cu ele, astfel încât să devenim cea mai bună opțiunea noastră, cea mai bună forma noastră. Astăzi aș vrea să inițiez un dialog cu Cristina și să punctăm care ar fi principalele blocaje care ne țin pe loc și nu ne lasă să adoptăm acele obiceiuri bune care să ne ducă la o formă de sănătate optimă și la o formă fizică optimă. Cristina, bine ai venit din nou! Bine ne revedem, bine ne regăsim. Hai să trecem la treabă, că avem multe lucruri de discutat și astăzi și e ceva de vorbit pe aceste blocaje, mai ales că am identificat cel puțin 7 și dacă mai și discutăm, Ana, posibil să mai găsim și altele. Sunt doar principale, nu zic că sunt singurele sau că sunt unicele, sunt acele blocaje pe care le-am întâlnit cel mai frecvent în lucru cu clienții mei. Și un asemenea blocaj care ne împiedică cumva să ajungem la cea mai bună forma noastră sunt sentimentele de vină și de rușine. Sentimentele acestea de vină și de rușine pe care am acumulat cel mai probabil în copilărie, în trecutul nostru, nu ne dau voie să ne manifestăm autentic, nu ne dau voie să ne bucurăm, pentru că există acolo în mintea noastră niște gânduri care ne spun: nu ești suficient de bună, nu meriți să ai acest corp, nu meriți să fii sănătoasă. Cine te crezi tu să crezi că meriți un asemenea corp, să crezi că meriți să fii sănătoasă? Nu știi tu ce greșeli ai făcut atunci? Tu trebuie să fii pedepsită, tu trebuie să plătești pentru greșelile tale. Nu să te bucuri de prosperitate și de un corp aliniat cumva cu sinele tău, cu sufletul tău. Drept urmare, ne biciuim și ne împiedicăm prin gândurile noastre, prin sentimentele de vină și de rușine, să ne atingem potențialul maxim din punct de vedere fizic, prin aceste sentimente de vină și de rușine care ne guvernează viața. Dacă e să mă întreb pe mine, Ana, principalul blocaj este blocajul cu cea mai mare greutate. Deci vina și rușinea sunt principalele blocaje care nu ne lasă să ne atingem forma fizică optimă. Da, și exact. Dacă ai putea tu să ne dai câteva direcții, cum am putea să le transformăm, să le dizolvăm, astfel încât să putem să mergem înainte? Când mă gândesc... Da. Zim tu și completez eu. Sigur. Mă gândesc că vina și rușinea sunt emoțiile pe care noi le simțim datorită unor programe limitative de care discutam data trecută cu tine vis-a-vis de legea transformării, acele programe limitative pe care noi le-am integrat încă din copilărie și de care nu ne putem debarasa și care ne conduc pe pilot automat să facem aceleași acțiuni care nu ne duc, bineînțeles, la rezultate diferite, ci ne țin blocați în același loc. Da, e mai mult de vorbit, poate merită asta, vina și rușinea merită cu siguranță abordate într-o sesiune cu totul și cu totul separată, pentru că vina și rușinea în esență le-am format în raport cu autoritate. Autoritatea din viața noastră, pe care noi evident am pus-o pe un piedestal, fie că a fost mama, fie că a fost tata, ne-a impus un set de valori, un set de standarde, ne-au impus niște deziderate sociale. Și ori de câte ori am încălcat acele deziderate sociale, ne-a spus să-ți fie rușine, ne-a pedepsit, îți iau păpușa, nu mai meriți acum să te joci pe calculator. Și atunci noi am înregistrat, chiar și acum adulți, că atunci când nu corespundem acelei autorități, trebuie să fim pedepsiți, pentru că așa s-a purtat autoritatea cu noi. Și noi ajungem acum adulți, da, chiar dacă avem o vârstă, ajungem să ne pedepsim în baza acelor povești pe care ni le-a spus autoritatea în copilărie. Dar dacă e să definim foarte repede ce înseamnă de fapt vina și rușinea, sunt percepția mea că am produs cuiva, când mă raportez la vină, sau mi-am produs mie prin acțiunile mele, mai mult negativ decât pozitiv. Și asta înseamnă că ajung la legea dualității, care spune că n-am cum să produc cuiva mai mult negativ sau pozitiv, pentru că persoana respectivă, prin acțiunea mea, are și pozitiv și negativ în egală măsură. Dar pentru că eu văd că i-am produs sau cred că i-am produs doar negativ, raportat la sistemul de valori sau la standardele acelei autorități, încep să mă biciuiesc. Și atunci,
Cum dizolvăm aceste sentimente de vină și de rușine? Cu legea dualității, în primul rând. Mă duc la acțiunea pentru care mă judec că i-am furat colegei mele de clasă, i-am furat un sandwich, da? Și mă simt vinovată față de colega mea și rușinată față de mine că sunt o hoață. Și atunci aplic legea dualității și vreau să văd ce beneficii a avut acea colegă exact în momentul în care i-am furat sandwich-ul și din acel moment până în prezent și ce beneficii am avut eu, că mi-am însușit mâncarea sau mi-am făcut rost de resurse printr-o metodă pe care atunci am găsit-o la îndemână ca să supraviețuiesc. Și dacă găsesc beneficii, 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 beneficii și pentru mine și pentru colega de atunci, din moment și până în prezent, pur și simplu mintea începe să se relaxeze și mintea începe să trăiască în echilibru și se eliberează de vină și de rușine. Ok, poate într-o emisiune viitoare o să abordăm vina și rușinea din prisma unei greutăți excesive la care am ajuns și să vedem cum am ajuns aici și cum am putea face sau ce acțiuni am putea întreprinde astfel încât să dizolvăm vina și rușinea care ne-au adus în punctul ăsta. Foarte fain, foarte fain. Da, cu siguranță da. Ok. Deci vina și rușinea, am înțeles, sunt clar niște blocaje foarte, foarte, cum să spun, Profunde. Da, profunde. sunt profunde, Exact. Nu da. găseam cuvântul, mă gândeam importante, dar de fapt sunt profunde. Care ar mai fi? Ce blocaje ar mai fi care ne țin pe loc în acest proces? Un blocaj este frica. Frica că dacă tu o să ajungi să ai un anumit corp, nu o să mai corespunzi unei anumite, tot așa, unei anumite autorități. Dar e frica asta că se întâmplă mai mult negativ decât pozitiv. Dacă o să ajungi să fii sănătoasă, dacă o să ajungi să ai un corp sănătos, poate că ai trăit într-o familie sau cei care ne ascultă au trăit într-o familie în care stilul de viață nu era unul neapărat de calitate și oamenii trăiau sau familia trăia de la o zi la alta. Și atunci, ca să nu-ți dezamăgești cumva familia, te simți vinovată dacă tu ai avea un stil de viață mai de calitate, mai bun decât acela cu care te-ai obișnuit și te limitezi și pe tine să trăiești cumva dezordonat sau haotic sau nesănătos, ca să-ți onorezi astfel familia, ca să le rămâi fidelă părinților tăi sau acelora care te-au crescut. Deci, din fidelitate și din frică de a nu dezamăgi, ajungi inclusiv să faci lucrurile acestea, să nu te onorezi pe tine, să nu-ți onorezi corpul, de dragul de a-ți onora rădăcinile, de a-ți onora familia. Deci, frica de a nu-i dezamăgi pe alții, de a nu-ți dezamăgi autoritatea sau persoanele pe care le-ai pus pe un piedestal. Asta e foarte profundă. Da, într-adevăr, ar putea fi și niște beneficii pentru care corpul meu nu dorește să elibereze kilogramele în exces. Evident că da, și acesta este un alt blocaj. Dacă la nivel de minte, grăsimea aceea reprezintă un fel de protecție pentru mine, deci dacă eu consider, creierul meu consideră că așa mă protejează de un anumit pericol, atunci la nivel de subconștient există un raport beneficii per dezavantaje mult mai bun ca să menții kilogramele în plus sau ca să menții stilul de viață sănătos decât ai avea dacă ai introduce un stil de viață sănătos și ai libera acele kilograme. Deci, cu siguranță, este un alt blocaj acela că la nivel de subconștient există acest raport cu mai multe beneficii pentru kilogramele în plus decât dezavantaje. Foarte fain subliniat. Da, foarte, foarte multe noutăți ne-ai adus cu această ocazie. Dacă am putea să mai trecem în revistă și alte blocaje care, deci am zis vina, rușinea, ajută-mă Da. puțin. Vina și rușinea, grăsimea care te protejează în esență și care e o protecție pentru tine, deci percepi pe subconștientul tău că așa te protejează și ulterior că așa ai mai multe beneficii per dezavantaje. Și dacă e să mergem la următorul blocaj, Frica, mai ai ziceai? Da, nu? Frica. E frica, așa. corect, Și următorul. dorința de a fi mare. În momentul în care tu te simți mică, tot așa te simți mică, că ai avut parte de multă rușine, ți s-a spus că ești proastă, că nu ești bună de nimic, cine ești tu să te crezi că poți ajunge un antreprenor de succes? Ei bine, în momentul acela, pentru că tu te simți în interior mic, din moment ce spui că vrei să ajungi mare și nu știi cum altfel să ajungi mare și să te impui, să-i demonstrezi acelei autorități, da, care ți-a dat bullying, că uite cât de mare ești tu,
Mintea nu știe cum altfel să-ți onoreze această comandă de afirmare într-un mod cât mai eficient și vizibil pentru acea autoritate și începe să te susțină literalmente fizic să devii mare. Și acumulezi kilograme și schimbi fizicul tocmai ca să ajungi să fii impunător, mare și să fii perceput cu greutate în fața acelei autorități, în fața căreia tu te simți mic. Asta e insane, dar se întâmplă așa. Și este de fapt o formă de protecție a minții noastre față de dorința. Da, sau este împlinirea 1 la 1 a ceea ce îți dorești. Mintea nu știe că tu, de fapt, când spui că vreau să fiu mare, nu știe că tu te raportezi la vreau să fiu de succes în business. Zice, da, vrei să fii mare? Păi, precum dorința, da, așa o să fie materializarea. Zice, da, să trăiți, stăpâne, vrei să fiți mare? Te ajut să fii mare. Și e un mod foarte elementar, cumva, al creierului de a înțelege limbajul, dar așa își traduce el dorința pe care tu o tot ai în mintea ta sau gândurile pe care tu le rulezi. Am înțeles. Și atunci, practic, încetinește metabolismul și apare acea senzație că dacă bei apă, tu te îngrași. Este, de fapt, o formă a organismului de a te ajuta să devii mare. Pentru că mintea noastră nu înțelege la figurativ ce înseamnă mare. Mare e mare și atât. Da, și asta se poate lega și de următorul blocaj, de dependențele de dulce sau de mâncare de tip fast food. În spatele acestor dependențe sau acestor comportamente nesănătoase stă fie această percepție sau această dorință că vreau să fiu mare, fie stă o neîmplinire, o lipsă de sens din viața de zi cu zi, o lipsă de conectare, dacă vrei, cu sinele tău, și pentru că mintea nu știe cum altfel să-ți aducă beneficii, să-ți aducă adrenalină, să-ți aducă serotonină, să-ți aducă tot ce descarcă creierul în momentul în care consumă dulciuri sau mâncare nesănătoasă, atunci te susține să o faci în modul acesta. Deci orice neîmplinire, orice lipsă de aliniere, orice acțiune care nu te împlinește, care te descarcă de energie, cu cât ai mai multe asemenea elemente în viața ta, cu atât o să compensezi prin mâncare nesănătoasă sau prin dependența de dulce și e evident că asta duce la un stil de viață nesănătos și la kilograme în plus. Da, absolut. Este de fapt funcția principală a creierului nostru de a ne ține în supraviețuire și este modalitatea cea mai la îndemână de a te scoate dintr-o stare proastă, dându-ți alte beneficii, ca să zic așa, Da. din dulciuri sau alte dependențe. Da. Dacă e să o ducem un pic și mai departe, asta are blocajul este că ești blocat în viața altcuiva. Deci când ești blocat și acționezi din trebuie, trebuie să mă căsătoresc, trebuie să fac copii, trebuie să fac ce zice mama, trebuie să fac ce zice iubitul. De ce? Pentru că tot la frică ajungem dacă nu fac ce trebuie și atunci, pentru că ești în viața altcuiva, trăiești viața altcuiva și nu te împlinești asta, cum altfel pot să supraviețuiesc într-o lume în care fac doar ce trebuie și sunt subordonată altora, decât măcar prin mâncare nesănătoasă, obiceiuri nesănătoase, ori măcar o țigare. Dacă oricum viața asta e de caca, măcar o țigare sau o bomboană sau ce, Doamne iartă, mă mai consumăm noi, dar repede, repede să ne satisfacem cumva amigdala care are nevoie și ea de o grămadă de emoții pozitive, atunci apelăm la asemenea comportamente. Și da, rezultatele se văd în fizicul nostru, în corpul nostru fizic. Da, și uite așa ajungem la fraza care stă pe buzele tuturor, să ne punem pe primul loc, dar e de fapt doar spus, nu și acționăm ca să facem ceva, să ne punem pe primul loc. Da, foarte bine ai subliniat toate aceste blocaje și îmi doresc să aprofundăm și să vedem cum putem să ieșim din ele și ce acțiuni să facem, ce exerciții să facem, cum să ne aliniem cu noi înșine, de fapt, cu sinele nostru cel mai înalt, ca să le depășim și cu siguranță, deci dacă alții au putut, cu siguranță putem și noi, cu siguranță acum suntem, iată, avem acces la tot felul de informații, însă acele blocaje ne frânează puțin din demers, dar suntem determinați și ne dorim să ajungem la cea mai bună formă noastră. Propun să încheiem astăzi aici discuția noastră, să lăsăm timp de reflexie urmăritorilor noștri, ca data viitoare să continuăm din acest punct discuția și să mai facem un pas către
aliniere cu sinele nostru. Vă aștept cu drag, am pregătit, pregătim ceva foarte, foarte interesant despre valori, așadar vă aștept și la următoarea emisiune. Mulțumesc frumos și pentru acest dialog foarte, foarte fain, Ana. Și eu mulțumesc, Cristina, și ne revedem data viitoare. Toate cele bune! Da.